Sfânta Cruce, care era lângă Sfânta Evanghelie. La ora 2, pe la 2:15, am intrat în Sfânta Biserică. Mi-am făcut pravila de rugăciune. După aia, pe la 5, fără ceva, am ieșit din biserică. Am stat de vorbă vreo oră la telefon, după care am intrat în casă. Și de pe fereastra de la mine din casă am văzut flacăr în Sfântul Altar, de pe fereastra mea, pe fereastra Sfântului Altar. Am văzut flacără. Nu am uitat cât e ceasul, am sărit imediat, soția a chemat pompieri, am deschis Sfântul Altar și a ieșit un fum negru, altceva, nu știu. N-am avut candela prinsă, n-am avut nimic în priză, probabil că un scurt, nu știu. În anul 1977, când a fost cu tremurul cel mare, apsida dreaptă a bisericii a suferit așa o alunecare, o hâire, ca să spunem așa, și odată cu arcada de stejar care era care se află pe apsida bisericii, s-au strâmbat practic și pereții apsidei drepte și s-a produs o fisură. O fisură destul de mare care corespunde interiorul cu exteriorul. Biserica de asemenea are o tablă foarte veche pe ea și trebuie neapărat schimbată, pentru că plouă efectiv în biserică prin vreo 6 locuri, plouă în podul bisericii și tabla trebuia schimbată de mult timp. Așa, crucile la fel, una dintre turile, din cele două turile mai mici, este strâmbă și a trebuit îndreptată, pentru că Ferească Dumnezeu, la un alt cutremur s-ar putea să se rupă și să cadă de acolo. Turla mare, de asemenea, din centrul bisericii, este foarte grav avariată, atât structura de lemn, cât și tencuiala și toată structura din care este făcută turla. Deci trebuie și turla mare, ar trebui să aibă parte de niște consolidări foarte, foarte puternice. Mai ales după incendiul care s-a produs pe 9 februarie, din cauza unui scurt circuit care a avut loc în Sfântul Altar, firele fiind foarte vechi, fiind din aluminiu, nemai fiind schimbate de 30 ceva de ani, efectiv mi-a spus cineva, un electrician, că s-au topit și în timp s-au împușcat în perete firele, după ce s-a topit materialul de plastic care îl acopereau, și din păcate, împușcându-se în perete, s-a făcut o flamă și a mers focul a mers în interior, a ars mocnit. Și unde a dat de lemn, acolo a ars foarte tare și a pornit inițial de la o priză din Sfântul Altar, unde acolo, după cum ați văzut, este în partea dreaptă a Sfântului Altar, în partea dreaptă a geamului din Sfântul Altar. De acolo a pornit practic incendiul. Era o masă cu stația noastră de amplificare și cu mixerul bisericii noastre. Deși stația nu era pusă permanent în priză, în fine, așa cum mi-a zis acel domn electrician, din cauza faptului că stația era folosită în timpul slujbelor și avea putere destul de mare, aici la noi în sat, din păcate, curentul se ia frecvent, deci aproape zilnic sau la 2-3 zile se ia curentul, și când vine cu o tensiune foarte foarte mare și, bineînțeles, că supra-solicită practic firele. Și noi, cum aveam, așa cum am zis, instalația foarte veche și din aluminiu, din păcate s-a produs nenorocirea cu incendiul.
Sfântul altar, după cum ați văzut în urma incendiului, a fost avariat integral, deci absolut tot din Sfântul altar a fost făcut scrum, inclusiv lucrurile care au fost din metal sau din aliaje metalice. Singurele obiecte de cult și lucruri importante care au rămas neatinse de flăcări, și asta constituie și o minune foarte mare, este faptul că au scăpat foarte puține și cele mai importante, ca să spunem așa, Sfânta Împărtășanie pentru bolnavi, deci cutiuțele de inox cu Sfânta Împărtășanie au fost efectiv neatinse de flăcări, apoi aveam niște cutiuțe cu Sfintele Moaște, tot din material, dintr-un aliaj metalic, care la fel, ele au fost contorsionate din cauza căldurii puternice și a flăcărilor. Făcând o paranteză, mi-au spus domnii de la pompieri că în altar au fost nici mai mult, nici mai puțin de 1500 de grade. Deci vă dați seama ce temperatură a fost acolo, încât nu numai că altarul a fost devastat, dar și pictura bisericii, tencuiala bisericii, toate icoanele din biserică care sunt pictate, care au fost pictate în ulei, au fost deteriorate în proporție de 99% și nu se mai poate remedia nimic din ceea ce este în biserică, pictura și așa mai departe, totul este afumat, totul este, cum să spun, exfoliat din cauza căldurii și a fumului foarte negru care, din cauza fumului emanat, degajat de plastice, pentru că am avut și scaune tapizate în Sfântul Altar, am avut, deci au fost și multe plastice, plus țevile și cablurile de la curent. La fel a fost când am deschis ușa, eu am fost primul care a văzut incendiul la ora 19 seara, la ora 7 seara. Era o flacără de 2 metri în Sfântul Altar, se vedea o flacără foarte mare pe geamul dinspre altar și în momentul acela am chemat pompierii. Pompierii au venit în aproximativ 35-40 de minute, fiind cu mașinile încărcate cu apă, și vă dați seama timp în care focul a continuat să mistuie tot ce s-a găsit acolo. Când am deschis ușa de la Sfântul Altar, și acum îmi amintesc cu groază cum a ieșit un fum negru ca păcura și m-am dat în spate efectiv 2 metri pentru că nu se putea respira și se auzea în altar trosnind, exact cum trosnesc lemnele în foc, așa se auzea trosnind în Sfântul Altar și sfârâind, deci sfârâia ceva ca și cum prăjești ceva în tigaie, exact așa sfârâia și trosnea în Sfântul Altar, se auzea. Deci niște sunete care, și acum vreau să spun că mă cutremură când mi-aduc aminte, plus flacăra aceea care, vă dați seama, să vezi pe geamul din Sfântul Altar, dita-i flacăra de 2 metri jumate, nu a ieșit fum, deci dacă n-aș fi văzut flacăra, probabil că, sau dacă ferească Dumnezeu, incendiul ar fi fost provocat, eu știu, pe la 2-3 dimineața, când toată lumea dormea, biserica ardea în voia cea bună, deci... Slavă Lui Dumnezeu că iată și iar o minune că Dumnezeu a îngăduit să văd la timp flacăra. Din câte am făcut eu mici calcule, pentru că eu fusesem în ziua respectivă în biserică, intrasem pe la ora 2 și 2 fără ceva și am ieșit pe la ora 5 fără ceva din biserică, pe la 5 fără 10. După aceea am stat de vorbă cu o doamnă, o fică duhovnicească din Buzău, aproximativ o oră la telefon, după care am intrat în casă, am luat cina împreună cu familia mea, iar la ora, deci la 6:30 am intrat în casă și am mâncat împreună. După ce ne-am ridicat de la masă, mă plimbam prin casă și chiar în dreptul ferestrei mele, care dă spre fereastra Sfântului Altar, așa cum am zis, din casă de la mine am văzut flacăra pe fereastra Sfântului Altar. Așa cum am zis, din Sfântul Altar au scăpat foarte puține obiecte, pe lângă Sfânta Împărtășanie și Sfintele Moaște de care am pomenit, au mai scăpat Sfintele Vase care le avem și aici, Sfintele Vase de argint, au scăpat. A scăpat Sfântul Antimis, care
fără Sfântul Antimis, care, culmea, din punct de vedere omenește și material, este o pânză, care, vă dați seama, ar fi putut să ardă foarte repede. Și cu toate acestea, Sfântul Antimis nu a ars. Țin să precizez că în Sfântul Antimis, în colțul de, în capătul de sus al Sfântului Antimis, există un mic pliculeț și în acel pliculeț este cusută, în pliculeț se află o părticică din Sfinte Moaște. Și fără acest Sfânt Antimis, noi nu putem săvârși Sfânta Liturghie, pe care am săvârșit-o și astăzi și în toate duminicile și sărbătorile. Deci, iată minunea Dumnezeu că Sfânta Împărtășanie, Sfintele Moaște, care știm cu toții Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și casnicii lui, Sfintele Vase, în care se ține iarăși trupul și sângele Mântuitorului Hristos, au fost neatinse de flăcări, au fost doar puțin afumate, dar imediat le-am curățat. Sfântul Antimis, iată, de care, așa cum aminteam, fără el nu se poate săvârși Sfânta Liturghie, și partea de jos a Sfintei Evanghelii, care a fost cu fața spre Sfântul Antimis, la fel nu a fost atinsă de flăcări. Partea de sus a Sfintei Evanghelii, care, deși știm cu toții că toate Sfintele Evanghelii au coperțile dintr-un aliaj metalic, fie sunt suflate cu aur sau cu argint și așa mai departe, dar coperțile în general sunt metalice. Partea de sus a Evangheliei, așa cum am zis, a fost efectiv topită. Efectiv topită. Candela din fața Sfântului Chivot a fost și ea topită, contorsionată și topită efectiv acolo pe Sfânta Masă. Sfântul Chivot a fost de asemenea, care este la fel dintr-un material destul de dur, a fost topit și el, fiind tot din metal, dar Sfânta Împărtășanie din interiorul lui nu a pățit absolut nimic. Deci de aici se vede foarte clar că Dumnezeu lucrează și că din acest incendiu Dumnezeu, așa cum am vorbit și cu alți părinți înduhovniciți, din acest incendiu Dumnezeu a vrut să scoată un bine, și anume faptul să vadă lumea necazul nostru și să se mobilizeze și prin solidaritate și prin dragoste și oameni cu bună credință să doneze bănuți. Vreau să vă spun că de când a fost incendiul, de când a pornit incendiul, în prima lună de la incendiu am primit telefoane, pentru că au venit și cei de la televiziune, de la media, de la Buzău, și ne-au promovat, ca să spunem așa, au dat pe toate posturile de televiziune în câteva zile la rând incidentul cu incendiul nostru la Vispești și ne-au ajutat foarte mult, pentru că cu ajutorul dânșilor lumea a aflat de necazul nostru și am primit telefoane din toată țara. Telefonul meu și acum vreau să vă spun că sună ca și cum aș fi centrală telefonică, deci sună aproape, am câte 20-30 de telefoane pe zi, oameni din toată țara care ne sună și vor să doneze în contul bisericii noastre, vor să ne ajute și bineînțeles că și noi îi pomenim ca și ctitori ai bisericii noastre, pe cei care donează bănuți. La momentul de față s-a strâns 1.100.000. Noi aveam doar vreo 350 de milioane înainte de incendiu în banii bisericii și practic diferența până la 1.100.000 a fost, constituie practic donațiile oamenilor de bună credință care au văzut evenimentul trist și nefericit prin care am trecut și ne-au ajutat și sunt solidari cu parohia noastră, Vispești. Cam acestea au fost cele mai semnificative lucruri despre incendiu, despre biserică. Nădăjduim acum să ne apucăm de renovarea bisericii de la 1 aprilie. Am primit foarte multe promisiuni. Acum să vedem dacă se vor și materializa aceste promisiuni. Sperăm și nădăjduim la bunul Dumnezeu că oamenii ne vor ajuta. O să mergem și la Consiliul Județean, o să mergem și la culte și la celelalte și la anumite partide politice să cerem fonduri și sprijin. Depinde acum
cine va fi de bună credință și cine nu va fi împotriva bisericii, că din păcate vedem că tot mai mulți se pun de-a curmezișul împotriva bisericii, dar ei nu știu că capul bisericii nu este nici patriarhul, nici episcopul, nici preotul, ci Hristos. Hristos este capul nevăzut al bisericii și practic cei care luptă împotriva bisericii trebuie să știe că luptă împotriva lui Hristos. Iar luptătorii împotriva lui Hristos se numesc antihriști. Deci iată, ferească Dumnezeu să nu ne facem luptători împotriva lui Dumnezeu, luptători împotriva bisericii, ca să nu ne numim antihriști. De aceea este foarte important să conștientizăm un lucru foarte important, așa cum specifica un părinte cu care am stat de vorbă acum o lună, spunând că cel puțin de 3 ori orice om intră în biserică. Odată când se naște și nu știe pentru că este mic și îl ține nașul în brațe, odată când se căsătorește și de cele mai multe ori este luat de val și e mai mult așa distrat și neatent, sau unii din păcate mai vin și turmentați la biserică și nici nu știu ce se întâmplă, ce se petrece acolo, și a treia oară când mori și vii cu picioarele înainte și iarăși nu știi ce s-a întâmplat acolo, dar cel puțin de 3 ori orice om ajunge în biserică. De aceea trebuie să conștientizăm lucrul acesta și trebuie să conștientizăm în primul și în primul rând că noi avem nevoie de Dumnezeu și nu Dumnezeu de noi. Dumnezeu ne-a creat din iubire de oameni și ne-a creat pentru ca și noi să ne bucurăm de bucuria împărăției cerurilor. Dar nu Dumnezeu are nevoie de ceva din ceea ce facem noi, ci noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu ca să putem, iată, să facem minuni cu ajutorul binefăcătorilor, miluitorilor, să putem să ridicăm. Și am nădejde mare că până de hramul Sfinților Arhangheli, până pe 8 noiembrie, în toamnă, am mare nădejde că bisericuța noastră va fi reabilitată, renovată, cel puțin până la frescă. După aceea, pictura, sigur că pictura unei biserici nu se face așa repede, pentru că nici nu trebuie făcută pe grabă, pictura se face numai când este cald afară, ca fresca să aibă timp să se usuce și așa mai departe. Deci pictura durează între 3 și 7 ani. Dar cel puțin în ceea ce privește infrastructura bisericii, acoperișul, trebuie să mărim și bazia bisericii, pentru că atunci când a fost făcută nu a avut streașină și din cauza aceasta atunci când plouă sau ninge cade direct pe peretele bisericii. Sunt multe de făcut. În total, devizul bisericii noastre se ridică undeva la 8 miliarde vechi. Dar nădăjduim, așa cum am zis noi, o să începem cu 1.100.000 cât avem și nădăjduim că Dumnezeu și Maica Domnului ne vor ajuta să vină și ceilalți bănuți pentru a finaliza bisericuța. Este un proiect măreț, am putea spune, este un proiect foarte amplu, foarte sofisticat, pentru că sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Trebuie schimbată și catapeteasma pe lângă zidurile bisericii și tabla, acoperișul. Trebuie schimbată și catapeteasma, care este avariată în proporție 95-98% și nu mai poate fi folosită. Și catapeteasma, care la fel o catapeteasmă bună, ajunge la 200-300 de milioane vechi și așa mai departe. Sunt multe, multe de făcut, dar sperăm că Mântuitorul Hristos, a cărui biserică și este, așa cum am zis mai devreme, și-o va face singur, prin oamenii de bună credință, prin oamenii care vor fi solidari cu noi, cu satul nostru, cu comuna Breaza, și sperăm din tot sufletul să terminăm, să ridicăm până la, așa cum am zis, până de hramul Sfinților Arhangheli, să terminăm, să finalizăm bisericuța, ca să ne bucurăm împreună cu mic, cu mare, de hramul bisericii, de Sfinții Arhangheli, să ne bucurăm de o slujbă frumoasă a hramului în bisericuța nou restaurată. Icoana cu Maica Domnului de aici a scăpat de incendiu. Este printre foarte puținele icoane care au scăpat. Este icoana Maicii Domnului
de la mănăstirea Prodromul din Sfântul Munte Atos, nefăcută de mână omenească, așa, și iată că a scăpat de flăcări, a rămas doar ca mărturie puțin afumată și mă bucur din suflet că a rămas ca mărturie, pentru că iată, acestea sunt minuni. Toate celelalte icoane și care au fost pe iconostas și care au fost în Sfântul Altar și care au fost în biserică, toate au fost deteriorate și din păcate nu mai pot fi folosite spre închinare. Și iată această icoană care pe partea din spate și ea este avariată, este efectiv materialul din spate care este carton și așa, a fost avariat, a fost efectiv pârlit, ars și așa mai departe. Dar icoana, după cum o vedem, a rămas intactă, semn că Maica Domnului ne ocrotește, ne povățuiește și ne va ajuta să ridicăm bisericuța.